Bună ziua, dragilor, și bun găsit la Trea cu Profuna. Iată-ne din... pentru prima dată anul ăsta la Stupină. Tot m-ați întrebat, domn profesor, dar nu mai faceți un filmuleț și numai cu matematica. Ce să fac, dragilor? Nu știu unde să mă împar și eu, că spune unul singur, să duci două proiecte atât de mari, nu chiar la îndemână. Așadar, suntem la Stupină. Este o zi frumoasă astăzi. Albina a început să lucreze destul de bine. Iată, să încercăm să urmărim aici. Începe să aducă polen. Da? Deci, urmărim așa cum... este semn că crește puiet. Acum, dacă are hrană și hrană de calitate, vreau să spun. De regulă, eu merg pe ideea de a... stimulat numai cu miere. Da? Rame de la rezervă, iată cât de frumos lucrează. Deci albina lucrează efectiv acum, nu joacă. Deci nu e să scoți puietul la, să spun, la zbor sau albina la zbor, nu. Deci tot se lucrează cu adevărat frumos. Uitați, pentru iarnă am avut pusă grila asta împotriva șoricelilor. Acum am lăsat o jumătate din spațiul respectiv. Au mare nevoie de polen. Când apare, iată, frumos, foarte frumos. Da, ca vara. Fruciorișul încărcate cu polen. O sănătate din aur, este și motivul. Mă grăbesc foarte tare acum să ajung la matematică. Să încep orele. Iată, la ora 3 încep cursul de până... Însă mă sunat un băiat la Suceava și vă mulțumesc frumos, domn profesor, anul trecut am luat și eu o familie, două familii și am acum 24, mi-a murit o singură mătcuță, dar am unificat. Dar ați spus dumneavoastră că faceți o asociație, că faceți, iată, o minune. Ăsta e motivul de care sunt îndrăgostit, efectiv îndrăgostit. Și îmi trece și oboseala, îmi trece tot când văd o așa frumoasă activitate. Da? Deci, n-ai cum să nu fii îndrăgostit de așa gâzile astea atât de harnice și de a învăța și noi de la ele, atât de frumos organizate, atât de bine, da? De a învăța și noi câte ceva de ele, dar nu învățăm nimic. Suntem în stare să ne devorăm unii pe alții, în loc să facem echipă așa cum fac albinuțele într-un stup. Uitați, este o frumusețe. Mergem așa din aproape la aproape, la câteva familii, dar repet, nu am timp să stau, că trebuie să alerg cât se poate de repede. Deci cantitatea de polen acum pe care o aduce este funcție de nevoile concrete. Cât puiet are acum de crescut, cum de o stupul își arată performanțele efectiv. Cei care n-au ajuns să înțeleagă acest spațiu pe care îl poți dimensiona după nevoi, după iernatul foarte bun, deci toate lucrurile sunt performante, dar eu aștept să înțeleagă și cei care n-au făcut-o până acum și ușor să ne îndreptăm spre acest model. Anul ăsta am înțeles că sunt foarte mari pierderi, dar probabil că e și de aștepta să se întâmple, crește rezistența, să spunem, femeilor de varouă la tot felul de tratamente și așa că tratamentul natural rămâne cel mai valoros. Câtă vreme vom putea colecta varoa tot timpul în rama aceea oarbă pe care o avem la dispoziție, o putem lua orice cât vrem noi, lucrurile merg într-o direcție foarte bună în condițiile. Dar dacă nu se înțelege, nu aveți decât să ajunge să înțelegeți odată și odată. Cei care au ajuns își dau seama, să înțeleagă, își dau seama de performanța de o stuplă. Da, deci ne mutăm la câteva, din aproape în aproape. N-am de gând să mai rămân prea mult, pentru că, repet, trebuie să plec foarte repede. Așadar, primul filmuleț în 2017, la Stupină, pe rândul acesta. Nu mă mai duc și pe partea cealaltă, doar trec în revistă, așa, să vedeți activitatea.
Da? Deci se vede, cred că am vrut să nu filmez împotriva soarelui. Da, iată, din nou, activitate frumoasă, interesantă. Asta e modelul de stup din 2011, în vara al 2011, Viorel mi l-a făcut prima comandă de stup făcută de către cine? De către mine, la Viorel. Deci el m-a convins în primăvară și în vară, spre toamnă, așa, știu că am luat vreo 35 de biostupi, modelul acesta. Cu roinița, cu K3 sferturi, cu roinița aceea din 4 rami, cu jumătate de ramă, e poveste lungă. Nu poți ajunge la altă performanță. Adică numai Dumnezeu este performant și le face pe toate dintr-o dată performante. Noi încercăm. Și cu ajutorul Dumnezeu ușor, ușor ajungem să prindem noi câte ceva. Slavă Dumnezeu și mulțumim pentru toate. Iată. Da. Aici este varianta de biostup cu urdinișul care vine adus din spate. Este acea variantă în care dalbina din spate o trecem pe canalul de scurgere aici în față. O să vă povestesc eu într-alt filmuleț, acum nu mai am timp. Da? Deci ultima noutate ca variantă de biostup staționar. Da, din nou aceeași frumoasă activitate. Mergem să vedem și săpiona de partea cealaltă și ne îmbrăcăm repede, pornim la treabă. Când dincolo de așteaptă că copiii începe examenul de simulările la clasa 8-a, tot felul de lucruri la care trebuie să fiu și acolo prezent. Anul ăsta am declanșat și. Da? Deci asta este stupina de partea asfaltă. Am încercat să îngrămădesc pe două linii. O să mă retrag. La revedere, dragilor! Pe curând!